Parlamentarii în vacanță politică, însă niciodată nu ia vacanță. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Audiența. Și dacă parlamentarii sunt în vacanță și dacă în continuare în politică se întâmplă lucruri, merită să le discutăm. Avem astă seară în platou pe doamna deputat Liliana Ciobanu. Bună seara tuturor, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru că ați acceptat și de la ultima prezență în platoul Audiența, doamna Liliana Ciobanu, doamna deputat, nu mai reprezintă același partid pe care îl reprezenta, respectiv PPDD, ci reprezintă Partidul Social Românesc, PSRO. Da, dacă mi-aduc bine aminte, ultima oară când am fost la noastră... A, erați independent, bravo, bravo, da, bravo, da, încă de așa trecut, este. Da, am trecut... Da, da, vedeți că așa involuntar vă asociez cu PPDD, de ce? La, nu, nu este involuntar, aveți dreptate, am fost o lungă perioadă de timp deputat PPDD. Da, vă mai gândiți la PPDD? Da, ați lăsat suflet acolo, muncă, ce? Da, am pus foarte mult suflet, am muncit destul de mult și a fost o etapă a vieții mele. Recunosc că am susținut acel partid la vremea respectivă. S-a dovedit a fi un eșec, din păcate, dar mergem înainte. Vă mai uitați cu coada ochiului așa către ei? Ce se întâmplă acolo? Nu am la cine, sincer nu am la cine, pentru că nu au mai rămas foarte mulți. Din câte știu eu, am fost ultimii deputați care ne-am dat demisia și am trecut independenți, ultimii patru deputați. La ora asta în Parlament sau la ora când noi am luat vacanță, nu mai exista un parlamentar PPDD. Nu am la cine să mă mai trag cu ochiul sau să mă inspir. Cum vi se pare PPDD Giurgiu acum? Da, din păcate a devenit așa un instrument la ora asta PPDD Giurgiu. Sunt ai noștri, sunt ai voștri, dă-i nouă, luați-i vouă, ceva de genul ăsta. Cum știți, la Giurgiu a fost o organizație destul de puternică a PPDD, cel puțin pe municipiul Giurgiu, au fost 10 consilieri. Într-o luptă aprigă cu SL-ul la vremea respectivă, PPDD a reușit, datorită multor conjuncturi de la vremea aia, nu pot să spun că datorită partidului, datorită mie ca om sau datorită altora care au candidat pe listele de consilieri. Nu, pur și simplu a fost datorită conjuncturilor de atunci din Giurgiu, lumea a ales mai mult pe PPDD-ul și a fost o forță, de ce să nu recunosc. Foarte mult timp, un an jumătate, da, a fost o forță. După care, la fel, conjuncturilor s-a destrămat, o dată cu ordonanța minunată dată de domnul Dragnea, PPD, o mare parte din cei din PPDD și-au arătat opțiunea sau, mă rog, au optat pentru a trece în PSD, o parte au rămas independenți și au mai rămas și unii pe PPDD. Sunteți în vacanță. Da, unde sunt în vacanță, unde, parlamentară. Unde ați fost în vacanță? Din păcate nu am reușit până acum să plecăm într-un concediu, să spun așa, dar cu familia. Dar de ce, doamna deputat? Pentru că m-am implicat foarte tare și sunt implicat la nivel național în acest nou proiect politic în care m-am înscris de curând de 2 luni. Și sunt implicată și la nivel național. Am fost în multe județe pentru a lansa acest proiect politic la nivel de județ. Unde vedeți acest... Până unde? Eu îl văd pe podium. Adică, sigur, va juca o carte importantă în alegerile din 2016. Vom candida separat, nu vom face alianță cu nimeni. La alegerile locale, care vor fi primele alegeri de anul viitor, vom candida clar separați, cu liste separate de consilieri, de primari, de tot ce... Ați spus nu puțin lucru, ci că vă vedeți pe podium, pe ce vă bazați, știți? Mă bazez pe ceea ce am văzut în țară, mă bazez pe, și pe echipa mea, dacă vreți, de la Giurgiu, mă bazez pe oamenii cu care discut zi de zi și... Pe feedback, așa, în general. Exact, exact, da. Același feedback l-am avut și în 2012, când am spus că Iliescu nu mai merită să fie primar și nu o să mai fie. Simțeam ceea ce vreau giurgiuvenii, chiar dacă Iliescu și-a păstrat un număr destul de consistent de voturi. Și-a păstrat și să știți că mulți oameni îl regretă. Păcat că s-a ajuns să-l regrete pe Iliescu. Exact, tot în emisiunea noastră știu că vorbeam că unii dintre noi au început să regrete pe Ceaușescu. Da. Păcat că am ajuns să regretăm niște lucruri care nu s-au fost tocmai bune, că dacă stăm și ne gândim ceea ce se întâmplă în orașul ăsta în ziua de astăzi și ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în ultimii 10 ani, se datorează și domnului Iliescu.
adică lipsa locurilor de muncă, închiderea multor afaceri, nicio perspectivă de a-ți dezvolta ceva în județul Giurgiu, în municipiul Giurgiu, clar se datorează și primarului, fostului primar, domnul senator Lucian Iliescu. Eu v-aș contrazice, pentru că nu, dacă mă întrebați pe mine, n-are nicio legătură Giurgiu de acum cu Giurgiu de acum 5 ani, de exemplu. Din păcate, nu s-a întâmplat nimic de acum 5 ani. Și de asta probabil că vedeți dumneavoastră așa, adică multe lucruri nu s-au întâmplat. Exact așa arăta Giurgiu și acum 5 ani. Și probabil că... Exact așa arăta Giurgiu acum 5 ani, doamna deputat. Și nu arăta așa acum 5 ani. Nu, ca și nivel de dezvoltare, suntem tot așa primii din capul listei la tot ce înseamnă greutăți. Cei mai săraci. Cei mai primii la toate bolile, sănătatea la pământ, învățământul la pământ, că doar am avut un exemplu acum o lună. Adică, din păcate, tot acolo. Am avut exemplu. Acum, ca să nu uităm. Acum, ca să nu uităm, da, s-a repetat, ca să nu cumva să uităm. Nu lăsăm, din păcate. Din nu lăsăm păcate. Pe alții. Da. Da. Dacă ne gândim la activitatea dumneavoastră parlamentară de până acum și ar trebui să faceți un bilanț, cum ar arăta? Chiar am avut o surpriză. Săptămâna asta a fost dat un top al politicienilor cu cea mai mare implicare în Parlamentul României, în speță deputații și senatorii, și fără lipsă de modestie pot să vă spun că conform datelor statisticilor acestui institut al politicilor publice, sunt printre primii parlamentari cu cea mai bună activitate pe perioada mea. Câte dintre interpelările dumneavoastră, luările de cuvânt au avut ecou? Eu cred știm că sunteți activă în Parlament. Da, eu cred că foarte multe au avut ecou, chiar dacă nu imediat, chiar dacă a fost un răspuns scris destul de ambigu, pentru că recunosc foarte multe din răspunsurile pe care mi se dau de la ministere, de miniștri respectivi sau de consilierii ministrului, sunt puțin alambicate sau sunt fără trimitere la obiectul principal. Dar cu siguranță acolo în interior s-a produs ceva și a zis, uite, că ne atrage atenția, vedeți ce s-a întâmplat, urmăriți pe firul căii, băii, să spun așa. Deci clar s-au întâmplat multe lucruri și asta am observat-o și la Giurgiu și chiar dacă deranjez pe foarte mulți că fac lucrul ăsta, eu am spus-o și atunci când am ieșit parlamentar și când am ieșit în viața publică, am spus-o că dacă am promis ceva, merg până la capăt și așa am să fac. Despre agitația politică de la Giurgiu, ce părere aveți? Și mă refer la numiri, la confirmări, reconfirmări, că au fost alegeri la Partidul Social Democrat, la PNL, domnul Bean, da așa, pe rând, pe partide. Să începem cu PSD-ul. Da, din păcate noi nu putem să ieșim din conjunctura asta de raia turcească, să spun așa, cum mi s-a pus nouă celor din sudul țării, adică nu putem să vedem puțin mai departe și să credem că în jur mai sunt și alți oameni, oameni care mai pot face ceva. Din păcate pentru giurgiuveni, Bădălău a fost reales, cu toate că tot în presă își dătuse demisia dumnealui, a spus că mai stă totuși să organizeze alegerile și nu va mai candida. Într-un final să vedem că este singura opțiune, parcă alții n-ar mai fi existat, adică niște metecne de-astea mai mult decât comuniste, cum am spus eu, pentru că în PSD încă se păstrează metecne comuniste. Și din păcate este iarăși președintele PSD-ului Giurgiu. De ce din păcate? Pentru că omul ăsta practic nu reprezintă valorile unui partid, și reprezintă doar interesele proprii și cam atât. De unde și știu foarte cum bine probați dumneavoastră lucrul ăsta? S-a dovedit de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, v-am spus și cu siguranță toți giurgiuvenii știu că am fost mare parte din perioada mea politică în PSD. Eu parcă am revăzut un film din 2008, exact așa s-a întâmplat și în 2008, când domnul Bădălău și-a dat demisia, după care ne-a urcat pe toți într-un autobuz, haideți la București să mă susțineți. Deci știu foarte bine lucrurile astea. Cum și parcă adică? Am revăzut un film. Da, cum era adică? Așa doar de imagine, doar ca să vadă lumea că uite cât îi pasă, că n-a reușit să facă multe lucruri. Iar ceea ce se întâmplă cu întâlnirile astea secrete ale lui Bădălău, să spun așa, că știm cu toții și poate că și ascultătorii noastre, telespectatorii noastre știu lucrurile astea.
întâlnirile astea, hai să ne întâlnim la pădure nu știu unde, hai să ne întâlnim la balta nu știu care, să punem țara la cale. Să... Nu mai țin. Oamenii s-au săturat de lucrurile astea, să chemăm să... Despre ce întâlniri vorbiți? Chiar și cele cu primarii. Adică mare parte dintre primari n-au trecut de bună voie și nesiliți de nimeni în barca PSD-ului. Au trecut după ce au fost ba amenințați, ba li s-a dat câte o amendă de la cine știe ce instituție și apoi a zis te rezolv eu, dar treci aici că așa se poate... Nu mi se pare normal. Și apoi umflarea asta așa ca o gogoașă, cum se umflase PSD-ul înainte de alegerile prezidențiale, vedeți bine că a dus unde a dus. Adică tot a fost o minciună și au început acum să se arate rămă pe față. În afară de asta, dacă tu, ca și președinte de organizație, îți dai de bună voie și nesili de nimeni demisia, pentru ce mai candidezi singur? De ce nu lași dacă tu spui că ai în jurul tău niște tineri pe care vrei să-i promovezi? Că ai destui oameni cu inițiativă, că ai deputați, că ai... De ce nu lași pe ceilalți? Sau, mă rog, de ce nu-i propui pe ceilalți să candideze și candidezi tot tu? Păi, poate n-au vrut ceilalți. Nu cred. Chiar nu cred că PSD-ul nu mai are pe cine să... N-a avut pe nimeni cu inițiativă și pe nimeni care să-și dorească funcția asta. Chiar pentru nu cred. Pentru că... Am înțeles că la PSD să îți depui candidatura, dacă cineva ar fi dorit să candideze la funcția de președinte. Da, am aflat și eu acum, eu nu știam. Era nevoie pe vremea... de recomandare, de... Da, nu știu, e ceva nou, chiar n-am știut. Adică asta e... Asta e, da, v-am zis, niște metecne comuniste. Eu mi-aduc aminte, pentru că am apucat să fiu un an comunist și mi-aduc aminte că mi-au trebuit niște recomandări de la, nu știu câți oameni din sat, de la primăria din comuna unde eram, mă rog, am venit în fața celor de la prefectură care se ocupa cu ungerea membrului și, într-adevăr, am fost acolo ca să... Haideți, doamna deputat, că n-a fost așa rău pe vremea comuniștilor. Serios, nu, acum. Nu spun că a fost. Adică suntem formați pe vremea comuniștilor și încă ducem societatea asta pe umeri. Adică da. Trăim, suntem în picioare datorită taxelor noastre. Am spus-o de multe ori. Noi, cei de vârsta mea, suntem ultima generație care am prins comunismul în floarea lui, să spun așa. Adică știm ce a însemnat comunismul, știm că atunci când termina, indiferent ce formă de învățământ, că era liceală, că era post-liceală, că era universitară sau că era profesională, automat aveai un loc de muncă. Aveai un loc de muncă și școala pe care o absolveai era... Erai pregătit. Ieșai de acolo pregătit pentru orice. Acum sunt foarte mulți tineri, din păcate pentru ei, cu foarte multe diplome, cu teancuri de diplome, care nu știu să facă nimic. Acum eu nu acuz neapărat tinerii, nu acuz neapărat profesorii, nu acuz sistemul. Pentru că atunci când s-a dat voie, aud foarte mulți oameni, a făcut facultatea aia la, nu știu, după ușă. Sau... Frate, aia este acreditată. Deci copilul ăla sau cine s-a dus și a făcut-o pentru că este scoasă pe piață. El n-are de unde să știe că forma aia de învățământ nu este aprobată de public. De... Corect. Deci el s-a dus acolo pentru că este de ceva acreditat. Credința. De bună credință, bineînțeles. Așa n-a mai intrat nici în primărie, nici în spital, nici în... că dacă mă avea suspiciuni de astea, clar. Ce părere aveți despre problemele pe care le întâmpină domnul Beianu? Și aici mă refer un la atacurile din destul de delicat, presa centrală, așa. Televiziunile de la B1 TV, cu țintă directă. Da, din păcate le-am văzut și eu. Am văzut o astfel de emisiune acum ceva timp. Da, bine, l-am văzut pe moderatorul de acolo, care cerea imperativ excluderea, era implicat direct cu niște contracte, cu niște... Serios, acum, cine, domne, vrea să-l... Că, clar, cineva acum, de aici din Giurgiu are interesul ca Beianu să nu fie acolo. Și eu moderez, dar da... Să vină cu... Am văzut niște chestii așa. Ia uitați. Da, de ce? Aici poate să scrie orice. Aici poți să desenezi ceva la calculator. Totuși, domnul Beianu, de ce nu iese să se apere? Ce părere aveți? Bine, am auzit opoziție. Adică am văzut opoziție de-a domniei sale. Mă lasă rece atacurile din presă. Dar acuzațiile sunt foarte grave. Dacă îmi permiteți, chiar în prima seară atacurilor astea apărute pe presa națională, nu numai eu, mai multe persoane din orașul Giurgiu și chiar din județ, pentru că am vorbit cu foarte mulți oameni, au primit niște SMS-uri. Niște SMS-uri în care scria, uitați-vă la B1, urmează ceva important.
Deci clar că acele articole sau acea emisiune, o parte din ea a fost comandată. Da, nu aș putea să spun mai multe. Nu știu dacă a fost comandată, pentru că se fac tot felul de promo la... Sau, mă rog, probabil că cineva a avut grijă să atragă atenția asupra acestor lucruri și să spună, vezi că acolo, uite ce se întâmplă. Dar, după părerea mea, și asta este părerea mea, eu cred că sunt niște oameni din interiorul PNL-ului, niște cum din afară. Nu văd atacurile astea neapărat din afară. Eu cred că din interiorul PNL-ului sunt. Se vor dovedi probabil cu timpul. Din păcate, el ca și imagine, sper să nu aibă de suferit. Susțin și ceea ce am spus întotdeauna și nu-mi schimb părerea, că Dumitru Beanu este singurul din Giurgiu, din politic, care cunoaște și administrație publică foarte bine. Dar eu sper să dovedească într-un final că toate aceste atacuri și tot ce s-a vehiculat prin presă sunt niște lucruri murdare, sunt puse la cale de câțiva oameni, de câteva minți luminate de aici din Giurgiu, că din păcate în ultimii ani au apărut și minți luminate prin Giurgiu, dar minți care nu duc spre bine, adică lumina lor este distrugătoare, să spun așa. Am înțeles. Cum credeți că se termină toată chestia asta? Eu am o vorbă, adevărul va învinge, adică până la urmă dreptatea va învinge, dar o să fie puțin interferit, așa cum este acum, dar dacă rămâne pe picioarele lui, în sensul că are putere să se zbată până la capăt, cu siguranță și va demonstra că nu este așa. Iar aici aș face o paranteză referindu-mă la mine, dacă vă aduceți aminte, în primăvara anului ăsta, de fapt era chiar la începutul lunii februarie, din câte mi-am aminte, a apărut pe presa națională că sunt incompatibil și că pierd calitatea de parlamentar. Ei, uite că am fost într-un proces, am câștigat procesul, am arătat tuturor că nu sunt incompatibil și că nu au dreptate, ca să aflu ulterior... Dar care e treaba cu incompatibilitatea asta atât de ușor de denunțat? Incompatibil, gata, dacă dumneavoastră nu v-ați fi judecat... Da, dacă nu m-aș fi judecat și aș fi lăsat-o așa, cu siguranță îmi pierdeam mandatul. Practic au fost... Cine stabilește și pe ce criterii? La mine, cel puțin în cazul meu, nu știu, nu vorbesc în dreptul altor colegi, știu că au mai întâmpinat astfel de cazuri, dar cel puțin în cazul meu nu era făcută modificarea pe site-ul Registrului Comerțului. Iar cineva a avut inspirația să facă o reclamație la ANI și să spună că cine? Deputatul, eu știu cine și probabil știe și el dacă vede emisiunea asta și să știe că știu, pentru că am aflat. Ăștia sunt oameni. Îi spuneți-ne și nouă pe cine. Nu are rost. O să aflați probabil la momentul potrivit dacă va fi cazul să-i pronunț vreodată numele. Dacă nu, o las așa. Să se hrănească din sucul ăsta lui, să creadă că va învinge tot timpul, că am văzut că a luat proporții și probabil că se hrănește bine. Da, nu știu, chiar nu bănuiesc despre cine. Dar n-are rost. N-are rost. Da, și dacă dați niște nume, trebuie să și probați. Clar. Lucian Iliescu a plecat la UNPR, la fel și Marin Anton. Sincer, pentru mine a fost o mare surpriză, chiar nu mă așteptam. Nici eu, pentru deci că în emisiunile pe care le moderez a afirmat în repetate rânduri că niciodată nu va părăsi. Da, și eu am auzit și am văzut și în emisiunea noastră și l-am mai auzit și prin alte spații publice declarând lucrul ăsta, că este membru PNL și va rămâne acolo. Clar s-a întâmplat ceva i-a gâdilat, să spun așa, coarda sensibilă și probabil că a acceptat să fie tras în barca asta a UNPR-ului. Crezând că va scăpa de anumite lucruri, așa cel puțin asta este părerea mea. Atunci când Nicolae Bădălău a fost reconfirmat președinte PSD și Nicolae Barbu a fost lansat, nu? Pe același principiu, da. Adică singurul candidat, singurul care își impune echipa, metec necomuniste, chiar dacă... Păi nu, dar au țipat în conferințele de presă că, domne, e un sondaj, e un... Dumneavoastră vă referați acum la faptul că a fost confirmat ca și candidat sigur al PSD-ului. Sigur. Am înțeles.
Eu cred că mai repede că Nicolae Barbu, de frică să nu se mai alăture și altora sau să mai își exprime și alții dorința, mai ales că știm cu toții, nu este un secret pentru nimeni din Giurgiu, că în PSD mai sunt oameni care vor să candideze la primărie, să fie sigur că apucă primul, adică a lansat, să zic așa, această candidatură a lui unică la PSD Giurgiu. Și mie mi se părea normal atâta timp cât ai niște oameni puternici, pentru că recunoaștem oameni giurgiuveni care de-a lungul timpului s-au luptat în PSD, chiar dacă unii mai de curând, alții mai vechi, și aici mă refer inclus și pe domnul Vladu, pentru că știu că și Alexandru Vladu la un moment dat se gândea să candideze la primărie, n-am mai vorbit cu dumneavoastră lui, nu știu sigur dacă o va mai face, dar cu siguranță din PSD nu. Și probabil că, fiindu-i frică, știa că are în coaste pe Florian Nicolae, știa că și domnul Vladu vrea să și depune candidatura și probabil și alții, ce a zis? Mai bine voi înainte la toți, nu mai vrem niciun sondaj, nici nimic, sunt unicul candidat, am hotărât și punct. Cam așa. Ei, nu, da, ziceau acolo de un sondaj, de un... Da, da, am mai auzit pe astea cu sondajul, ce să vă spun? Nu știu exact. Că au tot arătat cu degetul către Nicolae Florian că o să plece, că ia uite că scriu colegii din presă, ia uite și facem ecuații și desenăm și arătăm și din păcate, până una alta, da, cei păcate care și-au încălcat ce le spus au fost șefii oamenii organizații. Exact, oamenii care conduceau organizațiile. Da, nu știu care sunt regulile acolo, dumneavoastră ați fost, știți mai bine, da. Da, am nu și eu nedumerit neapărat că... dacă funcționează, cel puțin pentru candidați, funcționează după niște reguli, dar clar, de-a lungul timpului în PSD, și mă refer acum la ultimii 2 ani, trecând peste un an jumătate din mandatul actualului primar, în următorii 2 ani, clar că au fost niște oameni destul de vizibili la nivel de municipiu, care s-au implicat. Și atunci, v-am zis, fiindu-i frică să nu cumva să mai apară și alții, clar că îi era frică de acel sondaj, înseamnă că și-a făcut totuși niște planuri, s-a sfătuit cu echipa lui de comunicare sau de consilier pe care o are. Îi salut cu respect, sunt oameni în vârstă, dar nu l-au sfătuit tocmai bine, pentru că, eu vă spun, nu este perfect valabil, poate oricine să-și anunțe candidatura la primărie, clar că suntem în democrație și poate să candideze și un om după stradă dacă vrea, ca independent sau să alăture unui partid, dar asta nu înseamnă că va și câștiga, să fie foarte clar, dacă și-a anunțat el vara asta că va candida la primărie, nu înseamnă că va ieși și primar. Asta cu siguranță eu vă spun că nu se va întâmpla așa. Pentru că văd vocea Giurgiului, văd oamenii, văd câte nemulțumiri sunt, văd atitudinea domnului primar și chiar nu am nicio neliniște că... Dacă... Ați mai avut... ați luat atitudine și prin presă față de... De fiecare dată și nu mă ascund că... V-ați arătat dezamăgirea? Așa este, da. Sunt dezamăgită. Sunt foarte dezamăgită de ceea ce face domn primar și chiar am ieșit și în conferințe de presă și chiar pe rețelele de socializare. Pentru că, na, astea sunt acum, sunt la îndemâna oricui. Sunt mijloacele de comunicare. Nu le-am inventat eu și nici nu o să le încheie cu mine. Președinți. Să fie foarte clar. Am văzut că are imediat reacție și dă imediat un... răspuns la ceea ce spun eu, e foarte bine că cel puțin se trezește, că îi spun niște lucruri reale. I-am spus despre fântâna arteziană când era canicula întoi și am spus degeaba oamenii ăștia din Giurgiu se învâl prin parc, n-au de unde să ia... Să... Și TV Giurgiu a sesizat da, acest aspect. Mă rog, mi-a răspuns cum mi-a răspuns, mai mult în zeflea, mai mult la mișto. Nu mai rețin exact ce a răspuns, dar știu că mă spunea Lili, dacă vrei să afli mai multe despre fântână, întreabă-l când te, în Parlament pe Luci când te întâlnești cu el. Foarte urât mi s-a părut mie. În primul rând, mi s-a părut urât pentru un primar să răspundă așa. Era, dacă vreți, comunicarea primarului. Și putea să se adreseze pe cale oficială așa cum o făcusem și eu. Nu mă adresasem lui, mă adresasem municipalității. Deci tuturor celor care răspund de cele de acolo din parc. În al doilea rând, nu aveam nicio treabă cu senatorul Luci Iliescu. A fost primar, gata, s-a dus. Dacă are ceva de reproșat sau dacă are ceva de plătit, asta nu mai este treaba mea. Sunt alții care au, poate să verifice și poate să spună dacă e vinovat de ceva sau nu este vinovat.
Eu mi-am spus punctul de vedere la vremea respectivă. Nu mai merită să fie primar. N-am mai fost primar, nu că am vrut numai eu. Că au vrut giurgiuvenii toți schimbarea asta. Din păcate, ne-am furat-o. Cam ne-am furat-o cu toții, să spun așa. Și eu recunosc și le spun foarte, la foarte mulți oameni. Și vă spun că nu vorbesc gratuit. Vorbesc... Sunt vocea străzii, să spun așa. Eu vorbesc cu foarte mulți oameni, merg foarte mult pe stradă, vorbesc de la oameni simpli care lucrează în diverse domenii, de la mătură până la, eu știu ce alte domenii de activitate, până la oameni care sunt bugetari, sunt în diverse domenii. Toți sunt foarte nemulțumiți. Sunt foarte nemulțumiți de atitudinea primarului, sunt de aroganța primarului, sunt foarte nemulțumiți de ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în municipiul Giurgiu, de minciunile care au fost tot timpul vehiculate, că s-au creat locuri de muncă, unde s-au creat, vrem și unde sunt 7.000 de locuri. Ori mai s-or fi înmulțit că erau 7.000 acum. Le-a creat primăria? Nu, sunt niște amărâți de oameni de afaceri care se chinuiesc din greu să-și mai țină salariații cu chiu cu vai. Vă spun că mediul de afaceri este la pământ. Dacă aș fi fost primar sau cine va fi primar, în primul rând ar trebui să cheme mediul de afaceri și să spună, hai să vedem cum găsim rezolvarea, cum putem să facem mai multe locuri de muncă, haideți să facem ceva pentru giurgiuveni. Dacă noi jignim pe cei din mediul de afaceri și avem decât 2-3 firme de casă în care învârtim banii, clar că nu se va întâmpla nimic. Da. Cineva spune... Ați putea avea o șansă dacă v-ați orienta doctrina către socialiști, nu către socialdemocrați, pe care i-am văzut de ce sunt în stare. Da, eu am spus-o că eu sunt în acest partid și sunt implicată și la nivel național și îmi doresc foarte tare să... Chiar dacă am spus că suntem ultima generație care am trăit în comunism și clar că nu uităm ce s-a întâmplat atunci și mai avem chiar și nostalgii comuniste, dar nu metehne comuniste. Nu mai putem să ne întoarcem la socialism, dar oricum și social-democrația trebuie primită în adevăratul sens al cuvântului și trebuie aplicată în adevăratul sens al cuvântului. Adică nu înseamnă că dacă ești de stânga, ești ultranaționalist sau, eu știu, închizi toate firmele private și faci din nou cine știe ce mari colectivizări. Nu. Practic nu se mai poate întoarce, nu ne mai putem întoarce la viața aia. Dar cu siguranță vin alte generații în frunte. Eu chiar sunt foarte încântată de tinerii care au venit în jurul meu la acest nou proiect politic. Au idei de nu se poate, deci nu vă vine să credeți. Tinerii nu sunt băgați în seamă. L-am acuzat pe primar de foarte multe ori. În loc să angajeze tineri care au un cuvânt de spus, care au alte idei și alte deschidere, au angajat pe funcții cheie tot felul de oameni ieșiți la pensie, care au de bine de rău o pensie destul de bună, i-a scos din sistem de undeva și i-a angajat la primărie. Nu se face așa, eu am nevoie și de oameni cu experiență, corect, dar cine rămâne în urma noastră dacă noi nu folosim tinerii și nu-i învățăm, nu-i pregătim pentru asta? Deci nu sunt de acord cu practicile actuale, dar vom vedea. Ce părere aveți despre investiția, despre banii străini din parcul Mihai Viteazu? Ciuperca aia care văd că a stagnat ca și da, din 6 păcate... miliarde. Și domnul primar spunea așa, domnule, da, sunt bani de afară, ce nu e bine că au venit? Domnule, stai puțin că una e una, alta e alta. Lasă să vină bani sub orice formă. Dar cine a încasat 6 miliarde pentru chestia de carton presat? O firmă care a vrut, am înțeles că este o firmă agreată de cei din primărie, care a obținut lucrarea prin fără licitație, pentru că era o sumă până în 150.000 de euro și atunci este la îndemâna responsabililor din primărie să dea contractul cui vor. Din păcate, aceste proiecte au fost proiecte tip la nivel de țară, nu știu cu ce scop și în ce fel au fost ele negociate, dar și clar... în proiect este stipulat faptul că acea chestie, nu știu ce aia, o chestie, da, o cuțumie, să arate așa. Da, am mai văzut și în alte părți prin țară, în niște orașe de la fel de sărace care noastre, aceste cuțumii, să spun așa, îmi pare rău că poate
ca să turistul caz și nu e cazul, rătăcit și dezorientat să dea o fugă. Dar eu mă întreb ce naiba caută acea cuțumie în mijlocul parcului, turistul să caute într-un parc. Da, dar nu este normal. Aia era undeva la intrarea în oraș, undeva cât de cât vizibilă. Dacă vine turistul, nu caută prin centrul Giurgiului un parc și în parcul ăla să fie... Nu mi se pare gândită foarte bine și sigur destinația acelei clădiri apărute în mijlocul parcului va avea cu totul și cu totul altă folosință, nu ceea ce se vrea. Probabil că 2-3 ani, depinde cât este, cât durează proiectul de implementare, va sta așa, după care va lua o altă destinație care va ajunge un chioșc. Ia uziți aici. Ce părere aveți despre blocul dărâmat pe Sloboziei? Nu e hazliu? Ce are, domne, primarul ăsta? Unde îi se întâmplă toate numai lui? Deci asta cu blocul... Da, din păcate chiar nu mai... Deci sunt interzisă. Am aflat și eu, nu cunosc foarte multe amănunte, pentru că, din păcate, eu nu mai am corespondent în primărie și nu am acces la multe lucruri, iar ceea ce se dă unor consilieri se dă doar strict problemele de ședințe. Am înțeles că a fost o hotărâre în Consiliul Local, unde s-au aprobat dărâmarea a două blocuri. Se și spusese acolo ce blocuri să se dărâme, numai că atunci când firma care era responsabilă de dărâmarea blocurilor a dărâmat cu totul și cu totul altul. Deci e penibil. Ce vă spuneam? Suntem, Doamne, deci... E penibil, da, din păcate. Că dar eu, spuneau că Dorel la Giurgiu, deja da, glumițele Dorel, astea știu, sunt da. Valabile când dai un cablu. Din păcate facem glumă cu viața noastră. Nu, ne este... costă. Da, ne costă. Acolo stau niște suflete, așa cum sunt ele, bătute de Dumnezeu sau ne, care au fost evacuate, dar totuși, dacă aruncăm așa, nu știu, unul pe altul, acum e Dorel de vină. Nu, eu cred că firma care s-a apucat, dacă a primit proiectul greșit, înseamnă că cel care a dat proiectul greșit trebuie să plătească. Cineva trebuie să plătească. Deci haideți să ne învățăm să plătim și pentru greșelile noastre. Dacă cineva a dat firme respective un proiect greșit, să plătească. Dacă firma respectivă n-a înțeles exact despre ce e vorba, să plătească, să facă acel bloc. Adică ar trebui luată o măsură destul de drastică și n-ar trebui să mai închidem ochii la astfel de anomalii. Să spunem, lasă-o mă că ține așa, uite că nu mai ține. Blocurile acelea au fost făcute de TCAZ pentru muncitorii din combinat. Este, au da. Structuri foarte rezistente. Clar, în clar. Ritmul în care îl demolează băieții va mai dura. Da. Noi avem și un material și îi rog pe dragii mei colegi din regie dacă îl putem difuza acum. La începutul acestei săptămâni, în cartierul Istru, unul dintre căminele dezafectate a fost împrejmuit în vederea demolării. O bucată bună din bloc a fost pusă la pământ, numai că, spre surprinderea locuitorilor din zonă, firma responsabilă cu lucrările demola cu totul și cu totul altă clădire decât cea pentru care avea autorizație și hotărâre de Consiliu Local. Mai bine zis, în loc să demoleze căminul C, s-a demolat căminul de vis-a-vis. Grozăvia a fost constatată de reprezentanții primăriei abia după ce un sfert din bloc s-a făcut una cu pământul. Fără a da vreo explicație, firma cu pricina s-a mutat imediat la blocul vecin, cel pe care era autorizată să-l demoleze. Tot cartierul Istru vorbește despre demolarea blocului care nu trebuia demolat, numai că la primărie toată lumea tace mâlc. Primarul este plecat, viceprimarul Vladuș continuă concediul, iar inginerul Ion Angel, șef serviciul lucrări publice, investiții, reparații și întreținere, cel care și-a pus semnătura pe proiectul care vizează demolarea căminelor ceșide, spune că în primăria Giurgiu nu vorbește fiecare cum vrea. A fost greu de obținut și numele firmei care a câștigat licitația și care, în loc să demoleze ce trebuia, a dărâmat ce nu trebuie. TV Giurgiu a aflat însă că firma cu pricina se numește SCRM RoSRL din București, o firmă al cărei reprezentant contactat de noi nu a putut oferi un răspuns, ci doar a spus care e treaba voastră și dacă am greșit clădirea ce. Ei bine, nu e chiar așa de simplu. Pe surse am aflat că imediat ce primarul Nicolae Barbu va reveni luni la primărie, va trebui să dea explicații și imediat să fie deschisă o anchetă care să lămurească cum este posibil ca firma câștigătoare a licitației să încurce clădirile. Pe 9 septembrie 2014, consilierii locali au aprobat demolarea căminelor C și D din cartierul Istru, pe motiv că reprezintă un real pericol de prăbușire. Primarul spune atunci că între timp se va elabora un proiect pentru construirea de locuințe noi, proiect despre care nu s-a mai auzit nimic.
Da. Foarte bun materialul realizat de colega mea, Nicoleta Pană. Foarte, foarte bun. Din păcate, da, deci credeți-mă că acum am văzut și eu materialul, m-au anunțat colegii din regie că îl avem. Da, din păcate, în vremurile astea, să vezi un ce e ăla, un buldozer, da, cum dărâmă, ne permitem, da, să demolăm. Da, cu siguranță ne permite mult mai bine să demolăm decât să construim, adică e mult mai ușor să demolăm. Doamna deputat! Da, am fost întrebată, credeți-mă, de foarte mulți cetățeni de ce s-au luat gardurile de metal după șoseaua București. Acele garduri, eu cred că atunci când proiectantul a gândit și a proiectat șoseaua București, a spus, băi, atâta timp cât este un trafic intens pe șosea, clar că vor fi și copii sunt prin copii zonă, pe da? Trotuar, sunt... Ce facem ca să protejăm acei copii? Punem garduri. Eu nu cred că era cazul și nu stătea Giurgiu acum în altceva decât în modernizarea, să zic așa, cu ghilimele de rigoare, a șoselei București, să scoatem gardurile. Asta însemna modernizare, capul celor care reprezintă primăria Giurgiu. M-au întrebat, doamne, de ce au luat gardurile? Ne e frică să nu ne sară copilul din brațe sau din mână? Pentru că, na, sunt copii, sunt zbătăioși, sunt zburdalnici, e vară, e cald. Clar că vor să se joace, ei nu-și dau seama de pericolele care îi așteaptă și ferească Dumnezeu că oricare dintre noi suntem și șoferi, suntem și părinți, oricare dintre noi putem cădea într-o asemenea, ferească Dumnezeu, ipostază. Și am întrebat și eu mai departe, de ce s-au luat gardurile alea, ce s-a întâmplat cu ele? Niciun răspuns, este tăcere, exact cum a spus colega noastră. Da, interesant, de aflat unde sunt. Că na, ce cantitate, da, de fier e foarte acolo. Mult fier, asta este, da, asta, da, este foarte mult fier. Da. Și foarte multe bănci au dispărut, nu știu la fel ce au făcut cu ele, unde le-au dus. Eu mi-aduc aminte, eram consilier local pe vremea când era Iliescu primar și au fost o groază de investiții în mobilier de parcuri și... Haideți că revenim la discuția cu gardurile și cu băncile. Să nu uitați ce, da, doreați să ne spuneți, pentru că avem pe cineva la telefon. Bună seara! Bună seara, grăță și doamne deputat! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă, vă rog? Da, de vorbă cu Giurgiuvean, Giurgiu Beget, și mă numesc Lascu Gherească. Vă rog, dar scurt, că nu avem mult timp. Vă rog. Da, vă mulțumesc pentru prilejul din seara asta, pentru că de câva timp, de când era sediul la PRM, ne-a făcut o promisiune domnul Spârlea că o să am audiență cu doamna deputat, ceea ce nu s-a întâmplat. Nu mai avem sediu acolo. Cu această ocazie aș face o întrebare la doamna deputat. Din punct de vedere al funcției pe care o deține, poate solicita o audiență la Ministrul Sănătății și Ministrul Mediului? Da, clar. De ce fac așa ceva? Împrejurările care le-am avut lângă proprietatea noastră m-a determinat să mă documentez și am găsit dreptatea și libertatea de a avea un aer curat, un mediu sănătos. Cu toate că în prezent mai am o societate comercială lângă vecinătatea noastră. Am făcut demersuri, atât la Ministerul Mediului, cât și la Ministerul Sănătății, cu privire la cele două ordine ale ministrului, care numai domnul ministru poate modifica aceste ordini. Am vorbit cu domnul deputat Florian. Mi-a recomandat la doamna deputat că e vioaie, între ghilimele. Mulțumesc. Și atunci, domnul deputat, dacă ne cunoaște din 71 și v-am spus ce am în, lângă problemele noastre, de ce îmi de... În fin. Și cum a spus, deci numai acești miniștri modifică ordinul respectiv. Am venit cu niște propuneri. Sunt ateliere de tâmplărie, reparat mașini, spălătorii auto, deci toate care miercuri dimineață, ca care să nu mai... Să fie lângă proprietatea noastră. Îmi cer scuze, n-am reținut numele, de fapt n-am auzit foarte bine. Vlașcu Gheras. Da. Miercuri la ora 10, mâine sunt plecată din Giurgiu pentru că, așa cum am spus, eu sunt implicată la nivel național în acest proiect politic. Mâine, miercuri la ora 10, vă aștept la cabinetul meu din șoseaua București, numărul 55. Da, da, am fost pe acolo, am observat noul sediu al...
Da, eu nu mai am cabinet parlamentar din, de la 1 martie, tot onor primăriei și domnului primar. Îi mulțumesc încă o dată. Da, cunosc pe domnul primar că... Îi mulțumesc cu ghilimele de rigoare, să spun așa, pentru că a reușit să-mi închidă și cabinetul parlamentar. Da. Dar de ce vi l-au închis? Probabil că deranjam foarte mulțumim mult. Mulțumim pentru vă aștept telefon. Miercuri. Vă aștept miercuri la ora 10 la cabinet. Spuneți. Probabil că deranjam foarte tare. Eu sunt un om în care nu tac din gură, care spun ce mă deranjează și nici nu ocolesc. N-am nimic, am mai spus-o atâtea ori, n-am nimic cu omul Nicolae Barbu, dar cu primarul Nicolae Barbu am foarte multe de spus. Am foarte multe lucruri de vorbit. Nu a vrut să asculte niciodată. De fiecare dată când eram în PPDD și aveam consilierii acolo, spunea că lasă-mi, că știe el ce face și are de făcut. La un moment dat m-am dat la o parte și am spus asta este, ne-am furat-o și de data asta, din păcate este un mandat de 4 ani, dar va trece și ăla. Uitați că timpul lucrează în favoarea noastră, mai are foarte câteva luni și se termină mandatul. După aia, treaba dânsului ce o face. Atâta timp cât este primar, el trebuie să răspundă și în fața cetățenilor. Ați început să spuneți ceva înainte să ne... Da, spuneam în 2011, eram consilier local și știu foarte bine că a fost de investiții destul de mare făcute în mobilierul stradal și în ce înseamnă coșuri de gunoi, ce înseamnă bănci, gărdulețe și tot așa. De la un timp au cam dispărut. Lumea nu prea mai are atâtea bănci. Chiar acolo unde locuiesc eu, în spatele blocului, era la un moment dat un părculeț făcut de primarul Iliescu și avea vreo 4 băncuțe. Acum nu mai există nicio băncuță. Vedeam oameni destul de des, oameni în vârstă, care ieșeau acolo și nu se duceau în parcul mare să... Unde sunt copii, unde sunt, e mai mult zgomot, acolo e mai retras și puteau să stea de vorbă. De ceva timp au dispărut și băncuțele alea, nu mai se îngrijește nimeni de acel parc, este pur și simplu abandonat. Da. Nu, și asta nu înseamnă că nu mai e unde locuiesc eu. Sunt mai multe zone în Giurgiu, am mai fost semnalate astfel de cazuri unde nu am mai interesat pe nimeni ce se întâmplă. Probabil că acum vine alegerile și o să intereseze din nou pe domnul primar să meargă din cartier în cartier și să propovăduiască că își va continua contractul cu cetățenii. Am înțeles. Ce părere aveți despre problema? Acum am văzut că s-a rezolvat. În ce sens s-a rezolvat problema poliției locale? Da, de la bun început mi s-a părut mai mult o răzbunare decât o luare a deciziei în urma unei legi. Adică era prea mult patos în acea... Dar cum comentați că de-a lungul acestei povești, pentru faptul că eu am dat atenție sau din cauza că din cauza faptului că am dat atenție acestui acestei povești. Nu era o poveste, acestui fapt. Nu, era un fapt de viață. Sunt niște oameni implicați acolo. Nu poți să te joci așa ușor cu situația unor oameni. A ieșit la rampă primarul municipiului cu niște acuzații extrem de grave. Am văzut, da, din păcate. Extrem de grave. I-a dat așa, a colorat politic toată povestea asta, arătând cu degetul către deputatul Nicolae Florian și n-am să ratez nicio ocazie să-i spun că a mințit. L-am auzit pe liderul de sindicat al poliției locale jurând pe mormântul părinților că nici măcar nu a vorbit la telefon, dar minte să se întâlnească de 3 ani de zile cu deputatul Nicolae Florian. Da, nu, lider de sindicat, nu mai jurați pe mormântul părinților că nu merită, n-aveți pentru cine. Atâta poate, atâta zice. Și oricum, domnul primar trebuie să vină cu niște probe să susțină cele afirmate. Eu mi-am făcut datoria și nimic mai mult. Atât.
trebuie să vină să-și susțină cu probe cele afirmate. Bine, că afirmă una într-o ședință, într-o conferință altceva. Spune, m-am liniștit, sunt calm, dar își frânge mâinile. Dacă vrei și punctul meu de vedere, e clar că actualului primar Nicolae Barbu este frică de eventuala candidatura deputatului Florian Nicolae. Dacă Florian Nicolae se va hotărâ probabil într-un timp scurt sau, eu știu, mediu, pentru că deja timpul lucrează în defavoarea noastră, să spun așa, trece foarte repede, să își anunțe o candidatură și cu siguranță nu va mai fi în PSD și nu are ce să facă. El fac o paranteză aici, domnul mai dinainte a spus că a apelat la domnul Florian Nicolae și i-a spus du-te la Liliana. Nu l-a trimis că sunt eu mai bătăioasă, l-a trimis doar din respect pentru partidul lui, pentru că știe că nu rezolvă partidul lui. Cei care ar trebui să rezolve privesc așa lucrurile cu un mare dezinteres și a zis du-te la Liliana, că aia cel puțin țipă și urlă și trebuie să rezolve ceva. Bine, nici așa nu este bine. Atâta timp cât tu ești un parlamentar ales să duci mai departe, eu știu, doleanțele unor oameni, unor cetățeni, ar trebui să te ia în seamă cineva și să răspundă pentru tot ceea ce se întâmplă. Pentru că la 4 ani odată vii în fața oamenilor și promiți anumite lucruri. Revenim la problemele noastre din local. Deci, cu siguranță, lui Nicolae Barbu este frică de Florian Nicolae și tocmai de-aia nu pierde nicio ocazie de a arăta cu degetul spre Florian Nicolae. Asta o știe tot orașul, nu trebuie să mai o spun eu sau... Este frică de eventuala candidatură. Păi și dacă este frică? Lăsați-l să-i fie frică, pentru că oricum de ce se frică nu scapi, știți cum e vorba. Nu, serios, dar ce rezolvă cu chestiile? Nu rezolvă nimic, nu rezolvă nimic. Lumea s-a săturat deja de chestia asta, deja când serios? Aude... Da, nu rezolvă nimic. Nu rezolvă nimic. Da, noi am ajuns la finalul emisiunii, mai avem câteva mesaje pe care am să vi le citesc. Sunt mesaje de susținere. Vă susținem, doamna Liliana Ciobanu. Vă susținem, doamna Liliana. Sunteți o femeie de nota 10. Sunteți o femeie extraordinară. Baftă în continuare. Felicitări, doamna Liliana Ciobanu. Sunteți o persoană extraordinară. Puteți să o și certați. Aveți loc. Sigur, un telefon foarte scurt, pentru că probabil au deschis telefonul televizorul mai târziu, este vară. Da, bună seara! Bună seara! Doamnă bună! Și cu dumneavoastră vreau să vorbesc, sunt din Giurgiu, sunt Mihai Diamanta, locuiesc în tineretului de 40 de ani. Da. Nu a fost vulcanizarea asta care e pe tineretului lângă magazinul Andy. Acum vreo 15 ani, nu știu cât, vecinul meu de deasupra mea a făcut o vulcanizare aici. Da. Care lucrează. Muncitorii, n-are WC-ul, n-are nimic, urinează pe bloc, gălăgie, nenorocire. Sunt foarte bolnavă. Dacă poate și să... am făcut plângere la mediu. Am fost la domnul Iliescu. Am fost la domnul Barbu. Am fost la toți, că nu mai pot să trăiesc. Ce bloc, doamnă? Să ne dea adresa, exact. Dați-ne adresa, vă rog. Da. Sau să ne lase în regie număr de telefon și o sunăm. Adresa mea? Nu. Mai bine, cum spune doamna deputat, le lăsați colegilor mei cu care veți rămâne la telefon numărul dumneavoastră de telefon și doamna deputat vă va suna după emisiune. Vă sună cineva din partea mea, da. Au venit, știți ce mi-a zis domnul Barbu? A zis că odată ce își plătește toate datoriile la stat, el n-are cum să mute, că e singura vulcanizare din cartier. Așa. Și am zis, domnule primar, te rog frumos, fă-o la o margine, n-am nimic cu omul, să lucreze, să-și facă. N-are, zic, WC-ul, n-are ni apă, n-are nimic, urinează pe bloc, mizerie, gălăgie. Când iau și eu medicamente, vreau și eu să dorm, nu pot, nu am, e chiar în geamul meu. Mizerie, tot atâția ani de zile nu mai pot să suport. Credeți-mă, în credința lui Dumnezeu vă spun. Pe unde m-am dus, nu mi s-a făcut dreptate. Da, în primul rând nu trebuie autorizat acolo, pentru că vă dați seama, nu știu ce autorizație are domnul, chiar nu-mi dau seama. Zice că are
concesionat locul pe nu știu câți ani, da, concesiune, nu știu. Ce cunoscută mi-e povestea asta cu concesionatul. Exact, dar autorizarea se ia de la fiecare instituție în parte, și de la mediu, și de la Direcția de Sănătate Publică, și de la Direcția de Sănătate, nu știu, nu e cazul aici, veterinară, dar clar îi trebuiau niște autorizații, mai ales cea de mediu, cu siguranță îi trebuia, și nu știu dacă cei de la mediu ar fi dat în asemenea condiții. Probabil nu știu ce să spun. Au venit și ei și ai zis că n-are nimic, că e cu toate taxele, că el își plătește toate taxele la primărie, toate impozitele astea, locul e concesionat, n-are un să o facă, și ăștia de la mediu la fel a zis, și ăștia de la primărie la de fel. De cât timp, doamnă? De 15 cât ani. De 15 ani e vulcarii. Cred că mai mult este, că vreo 10 ani cât a fost Iliescu primar. Lasă-l, mă, să câștige și el o pâine, dar de sănătatea acord, mea da. Unde este? Viața mea, m-am îmbolnăvit din cauza lor. Din 2001 sunt bolnavă, am fost pensionată medical până în 2011 și acum sunt la limită de vârstă, dar nu mai pot, mi-a lovit mașina nepoțica aici în spate, intră în perete. Doamna, vulcanizarea despre care spuneți se află la parterul blocului? Nu, e chiar lângă bloc, e distanță între bloc și ia o jumătate de un metru, abia mai trecem la asociație, va să plătim cu noi, că e chiar aici la noi, magazinul Andy, dacă-l știți. Nu dau seama care e. O jumătate de metru, știți câtă e grasia în dormitor, pentru că când plouă să strânge toată apa pe peretilii meu. Nici o jumătate de metru nu este. Între peretilii la vulcanizare și peretilii la bloc. Să lase un număr de telefon în rețea. Să lăsați colegilor un număr de telefon, da? Chiar, vă rog, doamnă, să mă ajutați și pe mine, încerc, din tot da, sufletul, pe unde am umblat nu m-a ajutat. Nimeni. A zis că ce le interesează păi dacă și-a taxele și impozitele. Dar nu interesează nimic. Dar ce-a făcut domnul Barbu pentru noi? Nimic n-a făcut. Și nici Iliescu ce-a făcut dacă m-am dus? Din păcate. Da. Mulțumim frumos. Mulțumim pentru telefon, doamna Mihai. Din păcate, mare parte a giurgiubenilor așa sufletul. Reacționează. Din păcate așa reacționează mare parte a giurgiubenilor. Nu sunt ascultați, chiar dacă știu că au fost... Lăsați că vine campania electorală și să vedeți ce o să asculte. Da, știu că la un moment dat... Haideți, doamna deputat, că... Da. Da. Întreabă cineva, ați dori să candidați la alegerile primăriei Giurgiu? Nu m-am gândit foarte... Nu că n-am luat o hotărâre. De gândit mă gândesc, dar nu am luat o hotărâre. Oricum, mai mă întreabă unii și alții ce aș face eu dacă aș fi prima. Și am spus-o foarte clar. Aș pune toată lumea la treabă. Altcineva spune, aș fi interesat să fac parte din echipa de tineret a doamnei Liliana Vă rog, Ciobanu. Pentru că am auzit numai lucruri frumoase despre acest grup. Să mă caute... Altcineva spune, am auzit foarte multe lucruri frumoase despre organizația dumneavoastră de tineret, PSRO. Așa este. Cu acest mesaj... cu acei tineri. Cu acest mesaj închem emisiunea, doamna deputat. Vă mai așteptăm. Mulțumesc foarte mult. Dacă luați... o hotărâre în orice sens, fie politică, fie... Politica am luat-o deja, am intrat în proiectul ăsta și voi merge cu el până la capăt. Candidăm, așa cum am spus, pe liste separate și asta îmi doresc. Doresc să-mi fac o echipă serioasă, oameni care vor să lase ceva în urma lor și nu numai să treacă doar așa prin viața politică ca să fie. Care nu-și doresc neapărat funcții, oameni serioși. Atât pentru această seară, da, telefoanele sună continuu, din păcate nu putem să depășim spațiul. Mulțumesc frumos, doamna deputat, pentru prezența în platou. Oamenii așteaptă schimbări, oamenii sunt nemulțumiți, oamenii sunt triști, orașul este gri, așteptăm schimbări. Da. Mai rău de atât, nu știu dacă se poate. Să acum urmează un an electoral, știți că în anul electoral ai căldură, ai... cu asta se amăgesc mulți. Vom trăi și vom vedea ce o să se întâmple. Văd că spiritele nu se liniștesc nicicum. Mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Noi ne revedem joi la o nouă ediție din Pulsa Vorbim. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu, numai bine!